10 rase de găini ușor de îngrijit Aceste 10 rase de găini sunt cele mai populare și sunt recomandate pentru a fi crescute de către cei care sunt începători în această activitate. 1. Rasa de găini numită Australorp originară din Australia a fost dezvoltată din rasa Orpington, de culoare neagră, mai mult pentru ouă decât pentru carne. Este o rasă specializată în producția de ouă deținând recordul de 364 de ouă în 365 de zile. Aceasta poate avea trei varietăți de culori, negru cu reflexe verzi, albe și albăstrui. Cu găina din rasa Australorp nu puteți da greș deoarece este o rasă foarte ușor de îngrijit, având un ritm de creștere rapid. 2. Găinile din rasa Orpington sunt prietenoase și foarte frumoase, ca niște baloane pufoase de pene, cu un spate înalt și o coadă scurtă. Creatorul acestei rase a urmărit un dublu scop: să producă anual aproximativ 150-180 ouă și carne. Primele găini din rasa Orpington erau foarte asemănătoare cu cele din rasa Langans și erau toate de culoare neagră ulterior fiind dezvoltate și alte varietăți precum orpington auriu, orpington alb și orpingon albastru. 3. Asterager Nu sunt cu adevărat o rasă de găini, ci un hibrid rezultat în urma unor încrucișări cu rase autohtone, care face ouă colorate. Sunt păsări foarte prietenoase, simpatice și ușor de crescut în preajma omului, fiind considerate chiar animale de companie. Acestea variază foarte mult în ceea ce privește aspectul și pot avea creastă și moț. Aceste găini produc mai puține ouă decât celelalte rase de găini, cam 4 ouă pe săptămână, de culoare verde, albăstrui, de dimensiuni mari. 4. Rasa de găini Plymouth Troc Este o rasă mixtă, foarte veche, fiind crescută atât pentru ouă cât și pentru carne. Aceasta este prietenoasă, fiind recunoscută prin prezența crestei simple de mărime mică, purtată vertical, uniform dințată. Reprezintă o alegere foarte bună pentru cei care locuiesc la curte. Produc în jur de 200 de ouă pe an, de culoare crem. Există și câteva varietăți ale rasei Plymouth Rock, cum ar fi cel barat, alb și crem, fiind cele mai cunoscute dintre acestea. 5. Rasa de găini Sussex a fost inițial creată pentru carne, ulterior dovedindu-se eficientă și în producția de ouă. A devenit rapid cea mai populară rasă de găini, care se află pe mesele britanicilor și canadienilor până când rasele i au luat locul. Sunt păsări docile care pot fi crescute în spații închise, dar care se acomodează bine și în spațiile deschise. Producția de ouă variază între 150 și 230 de ouă pe an. Găinile din rasa Sussex pot fi de mai multe culori, respectiv roșii, maro și pestrițe. 6. Găina din rasa Uendot Are scop dublu, producția de carne și ouă, și se diferențiază prin penajul foarte frumos colorat. Aceasta are un corp rotund, compact, are coada, gâtul și picioarele scurte, ciocușor îndoit, scurt, aripi scurte. Rasa uindot se remarcă printr-o mulțime de varietăți de culori a penajului, cele mai des întâlnite fiind auriu, argintiu, albastru, negru, galben și multe alte nuanțe. 7. Găinile Brahma provin din India, din regiunea numită Brahmeaputra, cedă și numele rasei. Se mai numește, sugestiv, uriașul găinilor, datorită greutății impresionante pe care o atinge sunt păsări mari, docile, liniștite, având o producție mare de ouă. Avantajul acestei rase îl constituie penajul foarte des care o face să fie cea mai rezistentă pasăre din ograda oricărui gospodar. Acestea pot avea penajul închis la culoare, deschis, alb, auriu sau cenușiu. Indiferent de culoare, ochii, creasta și lobulurei sunt roșiatice, iar picioarele sunt de culoare galben deschis. 8. Găinile din rasa Jersey Giant Sunt foarte mari și sunt crescute în primul rând pentru carne. Acestea pot fi de culoare albastră, neagră și albă și depun în jur de 260 de ouă pe an de culoare crem. Sunt calme și foarte prietenoase. 9. Găina din rasa Letorn Prezinta 12 varietăți de culori, cele mai reprezentative fiind albă, brună, pestriță, galbenă, argintie și aurie. Se remarcă prin picioare lungi, galbene iar ochii sunt de diferite varietăți de roșu. Producția de ouă se estimează în jur de 200 pe an de menționat în România această rasă se situează pe primul loc în asigurarea producției de ouă. 10. Cunoscută sub numele de Black Star sau Red Star Aceste păsări nu sunt cu adevărat o rasă de găini, fiind un hibrid. Depun în jur de 260 de ouă pe an, de culoare crem și sunt foarte calme și prietenoase. Acum că ai aflat și despre aceste rase de găină, nu rămâne decât să apeși butonul like, să distribui în social media, mai ales Facebook și să te abonezi la acest canal. Mulțumesc.